Un nou focar de COVID-19 a fost depistat într-un centru pentru tineri cu dizabilități din localitatea Șimian. În acest moment nu există un număr exact al persoanelor infectate. Ancheta epidemiologică este în curs de derulare. Un nou focar de COVID-19 a izbucnit la Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru Tinerii cu Dizabilități din localitatea Șimian. După ce primele trei persoane au fost confirmate pozitiv, Direcția de Sănătate Publică a declarat focar urmând a fi luate toate măsurile legale.